Trofeul Cupa României a fost prezentat azi de gruparea vicecampioană în cadrul unei conferințe de presă, iar după încheierea sezonului competițional 2015-2016, conducerea clubului își propune să organizeze o întâlnire publică cu toți suporterii echipei ACS Volei Municipal Zalău. Cu o zi înainte de disputarea jocului decisiv pentru accederea în finala campionatului național, Divizia A1, conducerea Asociației Clubului Sportiv Volei Municipal Zalău a organizat în sala Avram Iancu, din incinta primăriei municipiului Zalău, o conferință de presă, în cadrul căreia s-a dorit prezentarea publicului larg, prin intermediul presei locale, a trofeului Cupa României, trofeu cucerit la finalul săptămânii trecute la Piatra Neamț. Alături de capitanul Leonardo Dal Bosco și de Adrian Feher, cel mai vechi jucător din angrenajul echipei sălăjene, la conferința de presă au mai fost prezenți cei doi tehnicieni ai echipei, Stoian Stoiev și Bogdan Nicolae, directorul executiv Doru Marcel Țârle, fostul președinte al grupării de la Poalele Meseșului, administratorul public al municipiului Zalău, Radu Nistorescu, primarul municipiului Zalău, Radu Căpălnașiu, precum și cei doi viceprimari ai municipiului, Nicolae Fozocoș și Claudiu Bârsan. Într-o atmosferă destinsă, toți cei prezenți au transmis prin intermediul jurnaliștilor cuvinte de laudă jucătorilor, sponsorilor și tuturor celor care au fost alături de echipă pe parcursul acestui sezon și a precedentelor, iar unul din mesajele celor din conducere s-a adresat în special oamenilor de afaceri care sunt invitați să se alăture echipei ca sponsor sau finanțatori. Am ajuns la momentul în care putem să culegem roadele muncii de un an de zile. Nu a fost ușor, am lucrat după un nou sistem financiar bun, care a putut fi controlat în permanență și toate sunt bune și frumoase. Și acum am venit să vă prezentăm Cupa României. Eu zic jumătate din obiectivul pe care mi l-am propus noi anul ăsta. Urmează meciul de mâine și sperăm să ne calificăm în finală, să luăm cu Asalt Craiova. Eu vreau să mulțumesc tuturor sponsorilor. Sunt mulți, le mulțumesc foarte mult. Îi așteptăm lângă noi, vom avea nevoie în cel mai scurt timp de ajutorul dânșilor pentru cei 10% din finanțare care trebuie să-i pună clubul. Și încă o dată vreau să felicit echipa, toată echipa, că în echipa asta sunt mai mulți oameni. N-am să enumăr acum că sunt mulți, dar le mulțumesc tuturor mult din partea mea ca director. Noi sportivii tot timpul ne bucurăm când câștigăm un trofeu. Eu mă bucur și mai mult pentru că nu este primul trofeu câștigat împreună cu echipa din Zalău. Este a treia cupă a României pe care noi o obținem în ultimii ani. Cu cât mai multe sunt mai prețioase, avem adversari destul de redutabili anul acesta. Este un campionat echilibrat, la fel și Cupa României, pentru că ne luptăm cu aceiași adversari. Vedeți, Craiova este în finala campionatului, nu a reușit să joace în primele 4 în Cupa României. Cu o dată ne bucurăm foarte mult și apreciem susținerea de care avem parte. Mulțumim primăriei că ne creează acest cadru de performanță și noi sper să profităm la maxim de condițiile pe care le avem și să mergem pe drumul pozitiv și să câștigăm încă o finală pe care o avem de disputat. This was a great season for Zalau. First in CHAV Cup, we played very well, and now we won the cup 2 years consecutive, and it's very important. And for tomorrow, will be a difficult game, but I'm confident we can pass to the final. And we play at home, and with our supporters, we have big advantage. La finalul întâlnirii cu presa, toți cei prezenți au făcut o fotografie de grup alături de trofeul câștigat, iar Doru Marcel Țârle, directorul executiv al clubului, i-a oferit primarului Radu Căpălnașiu o medalie asemeni celor primite de jucători după câștigarea Cupei României.